Secția de tenis de câmp a clubului Steaua București are cu ce se mândri. După ce echipa feminină s-a întărit în primăvară prin aducerea Irinei Begu și prin prelungirea contractelor cu Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu și Irina Bara, în vară au fost reabilitate și terenurile de antrenament. Aduse la cele mai noi standarde, terenurile de zgură din cadrul complexului sportiv Steaua așteaptă copiii în număr cât mai mare la mișcare și, de ce nu, la performanță. Fostă jucătoare profesionistă și legitimată la clubul Steaua, Raluca Joițoiu îi îndeamnă pe cei mici să vină cu inima deschisă la tenis. Steaua are din nou o bază de tenis de câmp de un alt nivel. Terenurile sunt funcționale, în primul rând putem să ne desfășurăm activitatea. Ne dorim să în continuare să ameliorăm și să venim cu alte idei. Vin copii la tenis, care e situația în acest moment, dată fiind și faptul că suntem într-o perioadă de vacanță? Da, din păcate mulți copii încă sunt reticenți de a-și relua activitatea, dar au venit unii noi. S-au plictisit probabil în casă, iar părinții sunt dornici să-i aducă la mișcare. În prezent, antrenoare de copii, Raluca dorește să formeze viitori campioni și este încântată de ultimele transferuri ale secției de tenis de câmp a clubului Roș-Albastru. Ești o fostă jucătoare profesionistă, în momentul de față antrenoare. Cum e să treci, să zic așa, de cealaltă parte a fileului? Este foarte greu, din cauza că mie încă îmi revin sentimentele de jucătoare, dar mă bucur nespus că pot să aduc ceva nou din toate cunoștințele pe care le-am căpătat în decursul anilor. Mi se pare că încă nu am spus totul în tenis. Cariera mea s-a încheiat într-un mod nu tocmai plăcut. Am avut o accidentare foarte gravă și din cauza asta am ales să devin antrenoare. Steaua are o echipă foarte puternică la tenis de câmp feminin, de când cu noile transferuri. Ce părere ai despre acest lucru? Este o inițiativă foarte bună și acum așteptăm să vină și noi talente și să avem un viitor frumos. Copii, haideți să facem mișcare împreună, veniți la terenurile de tenis de la Clubul Steaua, Forța Steaua!